O apariție spectaculoasă și neașteptată la un eveniment important pentru vedetele din showbizul românesc. Andreea Marin și Radu Ștefan Bănică Junior surprinși împreună. Reporterii redacției Playtech Știri au surprins un moment cu totul special. Prezența amândoi la evenimentul organizat de Alice Magazine, Andreea Marin și Ștefan Bănică au fost fotografiați împreună. Relaxați, zâmbitori, este mai mult decât evident că se bucură din plin de întâlnire. Ștefan Bănică a ales o ținută casual care ne amintește de zilele de vară, potrivită de fapt pentru temperaturile ridicate de afară, optând pentru o cămașă albă, largă și o pereche de pantalon bej. Locul de vacanță a fost completat de o pereche de încălțăminte sport și o pereche de ochelari de soare. Andreea Marin a atras fără doar și poate toate privirile celor prezenți. Vedeta este într-o formă de milioane, iar ținuta aleasă o întinerește mult. Prezentatoarea a purtat o pereche de blugi și un tricou alb simplu. Ca accesorii a ales o geantă steel clutch, sandale negre cu toc. La fel ca și în cazul lui Ștefan Bănică, ochelarii de soare au fost nelipsiți. La gala aniversară Atypic Beauty, 10 ani de la Parlament, am avut bucuria profesională ca producător, dar și pe cea din suflet ca mamă. Când fica mea Violeta a pășit pe scenă alături de fratele ei Radu Ștefan, inima mea a bătut cu putere și mi-a fost tare greu să-mi ascund lacrimile. Ei sunt ca două picături de apă și îi iubesc nespus și sunt atât de mândră de relația lor, de faptul că sunt doi tineri educați, cu bun simț, cu pasiuni frumoase și empatie, amândoi au făcut voluntariat pentru această gală. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși, a declarat pentru Playtech Știri Andreea Marin.